De data asta am să vă prezint o dronă. Drona se numește DJI Mini 2. Este o dronă foarte mică, cântărește undeva la 249 de grame. Este capabilă să filmeze 4K 30 de frame-uri. Hai să vedem ce poate această dronă. După cum vedeți, drona este mai mică decât un telefon. Ai văzut? E mai mică decât un telefon. Pentru a vă conecta la dronă, va trebui să descărcați aplicația DJI, pe care o găsiți în magazin Play, iar dacă telefonul este mai vechi, o puteți descărca direct de pe site-ul de la dji.com. Eu, de exemplu, mi-am descărcat exact de pe site, deoarece telefonul este mai vechi. Drona pornește simplu, cu apăsare scurtă, iar a doua lungă. Aici, din nou, o apăsare scurtă, a doua lungă. Am lăsat drona pe un scaun, iar acum vom porni de pe acest buton. Ținem apăsat, va apărea așa ceva pe ecran, ținem apăsat lung, iar drona pornește singura. Am ridicat și drona, comenzile sunt foarte simple. De la acest joystick în față ridicăm drona în sus, de la ăsta la alt în jos, în jos, dreapta, rotim drona spre dreapta, stânga, rotim drona spre stânga. Iar de la joystick-ul ăsta din dreapta, înainte mergem în față, în spate venim în spate, în stânga mergem în stânga, iar în dreapta mergem în dreapta. Aici putem vedea că drona filmează 4K 30 de frame-uri, dar va trebui să dăm drumul la înregistrare. De pe acest buton, drona înregistrează, aici sus avem bateria, înălțimea, distanța, așa mai departe. Acum vom face o tură să vedem și satul de sus. Am ajuns la distanța de 961 de metri, iar înălțime 453 de metri. Am ajuns în zona asta, la alta muntelui, aici facem un view, ușor. Acolo se poate vedea satul Caps. Aici aveți trei moduri, cinematic, normal sau sport. Pe cinematic, drona se mișcă cel mai încet cum ar veni, dar va ține bateria puțin mai bine decât la modul sport, unde bateria va fi consumată foarte repede. Aici aveți diferite moduri, dați click pe această pictogramă de sus, iar aici jos aveți diferite moduri. Dacă dau click, vedeți că nu merge, deoarece drona este oprită. Va trebui să repornim drona. Hai să o repornim. Iar acum, dacă dați aici, vedeți că o să meargă toate modurile. Hai să ne jucăm cu unul dintre moduri, să vedem. Și o să ne jucăm cu, de exemplu, cu acest mod. Pac, ieșim. Așa, vom selecta casa. Bun. Iar acum dronul o să meargă, selectăm în partea stângă. Start. Așteptăm și drona va merge singură.
să vă faceți o idee cam cum aterizează. Și drona a aterizat jos. Drona a venit în pachet, adică mi-am luat pachetul, adică cu 3 baterii, stații de încărcare, elici de rezervă, cabluri, dar la banii ăștia puteți găsi și Digi Mini 3, care din punctul meu de vedere probabil este mai performantă decât această dronă. Încă nu am citit specificațiile, dar probabil este mai performantă. Deci cam asta a fost drona.